Aproximativ 7.000 de părinți beneficiază de indemnizație de creștere a copilului și de stimulent de inserție. Directorul Agenției de Plăți și Inspecție Socială, Dan Ionuț Adomniță, a declarat că indemnizația pentru creșterea copilului are valoare de 85% din salariul brut obținut în ultimele 12 luni. La data de 30 septembrie 2017 aveam în plată în jur de 5.000 de indemnizații de creștere de copil și în jur de 2.000 de plăți aferente stimulentului de inserție. Indemnizația reprezintă 85% din media veniturilor realizate ultimele 12 luni din ultimele 24 anterioare nașterii copilului. Deci se calculează descrescător de la data nașterii copilului, ultimele 12 luni. Începând cu 1 septembrie, indemnizația pentru creșterea copilului a fost plafonată la 8.500 lei. În ceea ce privește stimulentul de inserție, acesta este în valoare de 650 lei. În cazul unei sarcini de gemelare, în cazul primului copil, se calculează 85% din media veniturilor obținute de părinte, mamă sau tată în ultimele 12 luni, din ultimele 24, exact cum am spus. Pentru următorii copii se acordă 1233 de lei. Da? Începând cu 1 septembrie 2017, indemnizația de creștere și îngrijire copil a fost plafonată, limita maximă 8.500 de lei și limita minimă, cum v-am spus, 1.233. Deci ea variază între cele două limite, 1.233 și 8.500 în momentul de față. Stimulentul de inserție este în quantum de 650 de lei. Da? În cazul în care părintele aflat în creștere și îngrijire copil depune cerere cu minim 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, își reia activitatea și depune cerere pentru primirea stimulentului, acesta va beneficia de plata stimulentului până la împlinirea vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap. Directorul instituției a explicat și care este procedura pentru obținerea stimulentului de inserție de către părinți. Obligatoriu, conform articolului 11 din ordonanța 111 pe 2010, celălalt părinte, dacă îndeplinea condițiile de acordare a indemnizației de creștere copil, deci la momentul depunerii inițiale a dosarului, dacă îndeplinea aceste condiții, este obligat să-și ia o lună de concediu creștere și creștere copil. În cazul în care beneficiarul indemnizației de creștere copil își reia activitatea cu cel puțin 90 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, celălalt părinte nu mai are obligația de a-și lua acea lună de concediu. Șeful Agenției de Plăți și Inspecție Socială a făcut apel către angajați și angajatori să transmită către instituțiile cazurile în care beneficiarii de stimulent nu mai realizează venituri. Aș insista pe obligativitatea angajatorului de a transmite orice modificare către instituția noastră în 5 zile lucrătoare. Obligația beneficiarilor este de a anunța orice modificare în 15 zile lucrătoare conform legislației în vigoare. Ne întâlnim cu tot felul de situații în care avem beneficiari de stimulent de inserție care nu mai realizează venituri, nu anunță instituția noastră și ulterior, prin verificări încrucișate, depistăm aceste lucruri și suntem nevoiți să emitem decizii de debit, să recuperăm acele sume.